Bună, sunt Deana Guja, editorialista Agora.md. Astăzi vorbim despre cum oprim propaganda pentru și mai multă propagandă. Suspendarea licenței pentru 6 posturi de televiziune a strânit un val de reacții, cum și era de așteptat, și la fel cum era de așteptat, această decizie a fost un sol mănos pentru o sumedenie de speculații, interpretări, manipulări și propagandă. Cât de ironic, nu? O decizie venită să ne protejeze de propagandă a strânit un val și mai mare de propagandă. Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale a fost luată oarecum târziu și oarecum timid. Au trecut 10 luni de la începerea războiului, care până a fi început era transmis prin ecranele rusești în casele moldovenilor. Deci se face un an de când vorbim concret de război, însă daunele aduse de posturile rusești în Moldova se măsoară în ani și ani, timp în care acestea au reușit să schimbe profund conștiința cetățenilor, care și până atunci nu aveau repere solide în lumea valorilor europene. Mai bine mai târziu decât niciodată, e sloganul neoficial al Moldovei, și asta în cele mai fericite cazuri. De regulă e niciodată sau atât de târziu încât uiți cum a început povestea. Cine e făt frumos și cine balaurul cu trei capete. Din aceeași poveste e și decizia de suspendare a celor 6 posturi care au o experiență rodnică și de manipulare prin omitere, și de substituire de concepte, și de informare cu rea credință, și de propagandă limpede. De-a lungul anilor, activitatea lor a căpătat legitimitate morală pentru mii de oameni, dintre care unii habar n-au ce-i aia propagandă și cred că ceea ce aud din televizor e o normă, pentru că e același discurs pe care l-au auzit în toți anii din viață în URSS. Iar alții privesc lucrurile doar din perspectiva umanului și vă rog, nu ignorați ghilimelele. Oamenii trebuie să lucreze undeva și nu poți să le reproșezi faptul că s-a întâmplat să citească de pe foaie știri nu tocmai corecte sau că, în general, le-au scris. Eu însă cred că poți. Primii văd în suspendarea canalelor cu pricina o luptă împotriva vorbitorilor de rusă și îngrădirea accesului lor la informație. Deși nu toate posturile suspendate sunt în limba rusă. În timp ce al doilea grup văd limitarea dreptului la libera exprimare, asta pe lângă litania despre soarta bieților oameni lăsați fără lucru în plină iarnă. Chiar dacă televiziunea rămâne principala sursă de informare în Moldova, online-ul se va extinde tot mai mult. Și armatele de angajați cu experiență de desenare a realității, conform schițelor aprobate de Kremlin, vor avea oportunități noi de a-și demonstra competențele. Și atunci va începe veselia adevărată. Or, online-ul nu e reglementat nicicum în Republica Moldova, iar la viteza cu care ne mișcăm, degrabă nu va fi. Și vor umbla balaurii cu trei capete nestingeriți de nimeni încă mulți ani înainte. Există o singură soluție, căderea regimului lui Putin și înlocuirea lui cu o democrație. Atât pentru azi, ne revedem foarte curând, până atunci mă găsiți pe agora.md, pe canalul nostru de YouTube Agora Moldova și pe toate rețelele de socializare. Și nu uitați să vă luați un abonament Agora. Apropo, până la sfârșitul anului, pentru fiecare abonament dăm câte un fular cald de la prietenii noștri Hermina.